O femeie a fost accidentată pe trecerea de pieton la Timișoara. Se pare că aceasta a trecut strada pe culoarea roșie a semaforului și astfel șoferul a rănit-o. Un bărbat în vârstă de 39 de ani a condus un autoturism în peraza municipiului Timișoara dinspre calea Stan Vidrighin, înspre calea Șagului, iar la un moment dat ar fi surprins și acroșat o femeie în vârstă de 65 de ani în calitate de pieton. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv femeia în vârstă de 65 de ani, care a fost transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale, în cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ-Timiș.